Amin. Schimbă o viață și vei schimba lumea. Dacă urmărim un buletin de știri, suntem adesea copleșiți de imagini care arată multă suferință și sărăcie. În cazurile de urgență majoră, organizația ADRA prezentă în 125 de țări de pe glob, este la datorie pentru a arăta lumii dragostea și mila lui Dumnezeu pentru cei nepăstuiți. În România, prin proiectele sale, ADRA îi susține pe cei aflați în suferință datorită sărăciei, dezastrelor naturale sau violenței în familie, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung, ajutând la dezvoltarea tuturor beneficiilor și a comunităților din care fac parte. Prin activitatea depusă, mii de oameni, victime ale dezastrelor naturale care au loc atât în țară cât și în afara ei, pot privi cu speranță spre viitor. Sute de copii sunt susținuți anual la școală. Sute de victime ale violenței în familie, mămici și copii, își găsesc liniștea la casa ADRA și pot apoi să reînceapă un nou drum prin viață. Zeci de familii sărace, dar responsabile, ajung să se auto-întrețină datorită faptului că au fost sprijiniți de ADRA să-și dezvolte o afacere în domeniul agricol. Toate aceste proiecte nenumărate mai sus, dar și multe altele care nu au fost amintite, sunt posibile datorită dragostei lui Dumnezeu, dar și datorită dumneavoastră, ale acelora care, într-un fel sau altul, motivați de această dragoste divină, sprijiniți activitatea ADRA. Apel. Prin colecta din această dimineață, devenim parte alături de ADRA România, astfel devenim la rândul nostru agenți ai speranței și ai vindecării pentru bărbați, femei, copii, așa cum a fost Iisus pe pământ. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului ADRA din România. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, venim înaintea Ta, această biserică, ca să din nou să ne consacrăm Ție și împreună venim și cu darurile noastre, ca Tu să le binecuvintezi, să își atingă scopul dorit de Tine, să faci ca mii de suflete să poată să fie salvate, să poată să fie câștigate pentru împărăția Ta. Te rugăm de asemenea să binecuvintezi și celelalte părți care au rămas acasă și ajută-ne, Tatăl nostru, ca să fim credincioși, nu din obligații, nu din alte motive, ci din dragoste pentru Tine.
Suntem încredințați că Tu vei face mai mult decât cerem și Te lăudăm prin Domnul nostru Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin.
Pacea Domnului Iisus și bine v-am găsit! Mă bucur să vă revăd și în mod special mă bucur să îl slăvim pe Dumnezeu împreună și să ne aplecăm asupra adevărurilor sale veșnice care ne conduc la mântuire. Așteptam să aud o povestire pentru copii. Sper că nu s-a renunțat, sper din toată inima că e doar o omitere a acestui moment așteptat de copii doar astăzi. Să spun povești. Să spun povești. Da. Vreau să intre pe cei mici. Dacă au auzit vreodată de strigoi. Cine dintre cei mici a auzit de strigoi? Mâna sus! Un băiețel a auzit. Cei mari știu că ați auzit de strigoi. Ați și mâncat, mi se pare. Da. Îmi spui și mie dacă ai auzit de strigoi. Am uitat cum te cheamă, cum te cheamă. Marius, îmi spui și mie ce e la un strigoi? Ai auzit de el, dar nu știi ce-i. Așa-i? Așa este. Bun. Atunci rog pe cineva mare să-mi spune ce e acela un strigoi. Da. E o părere. Asta e procesul de la Mons, vorbește de Duhul Sfânt. Nu de strigoi, amuzament și teatru natural. Mă rog. Da. Iar eu aș avea o rugăminte să vă conformați unui ascultător liniștit, așa cum și-a de bine unui membru adventist de ziua șapte. Pentru că încă nu știți ce vreau să spun cu aceasta. Da. Probabil vom sta de vorbă într-un alt cadru pe tema aceasta. Ce-or fi strigoi, dacă or fi? Și ca orice inimă să fie liniștită, vreau să spun că povestea pe care vă spun acum era în cărțile de povestiri pentru copii adventiști de pe vremea când eram eu copil. Și unii dintre dumneavoastră o să vă aduceți aminte de cele două volume de povestiri pentru copii. De la început vreau să fac precizarea pentru ca în mintea copiilor să nu rămână vreun semn de întrebare. Strigoii sunt doar în mintea oamenilor. Unii numesc fantomă. Aduceți-vă aminte, înșiși ucenicii au fost tributari unei astfel de mentalități și atunci când Domnul a apărut umblând pe ape, au strigat tare, s-au speriat și au zis: e o nelucă sau o fantomă. În mod popular, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care oameni, Marius? Care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spun, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu cred că atunci când un om moare, sufletul lui se transformă în fantomă, în nălucă, în strigoi, un duh. Nu există așa ceva decât în mintea oamenilor. Iar copiilor adventiști nu le e frică de asemenea fantome. Ei, cu toate astea, Jim și John, doi frățiori dintr-o familie adventistă,
au plecat într-o zi de iarnă la bunica lor care stătea în satul vecin. Acolo s-au luat cu joaca, bunica avea multe lucruri interesante. Și spre seară a zis cel mai mare, Jim, hai să mergem acasă pentru că se îngrijorează mama. Deja gerul începuse să piște, zăpada scârțâia, iar copiilor le era frică pentru că trebuiau să treacă pe lângă o pădure. Când au ajuns în dreptul pădurii, Jim a spus, hai să ne rugăm să nu se întâmple ceva. Și s-au rugat, dinții le cam clănțăneau în gură de frig și de frică și au trecut așa prin marginea pădurii pe unde era drumul. Și la un moment dat au stat în loc amândoi. Undeva în depărtare, ceva alb în întunericul pădurii se mișca în dreapta și în stânga. Au stat, au ascultat, parcă auzeau și voci. Și cel mai mic, plângând, a spus, un strigoi, uite, e ăla alb. Sigur, Jim, care era cel mai mare și care avea responsabilitate, a încercat să rezolve treaba și a spus, hai să ne mai rugăm o dată. Și s-au rugat și a zis, Doamne, dacă e un strigoi, fă-l să fugă. Da, dar n-a fugit. A rămas acolo, mișcându-se la dreapta și la stânga. Și în final au zis, hai să mergem să vedem. Și așa, dacă ne mănâncă, cel puțin să știm și noi cum e la un strigoi. Și cu pași șovăielnici au înaintat, au înaintat. Și când au fost aproape, a văzut că era un mesteacăn. Știți ce e acela mesteacăn? Un lemn cu coaja albă și vântul bătea. Și el, printre ceilalți copași cu coaja închisă, se vedea mișcându-se la dreapta și la stânga. Și băieții au zis, a, ăsta era strigoiul, ce ne-am speriat. Așa că au văzut că n-aveau niciun motiv să se sperie, pentru că strigoi nu există, cu atât mai mult, cu cât ei se rugase și la plecare, și atunci când au ajuns în marginea pădurii și atunci când s-au speriat. Copii, să nu vă fie frică de strigoi, pentru că strigoii nu există. Iar copiii care cred în Domnul, chiar dacă ar exista primejdii reale, au un sprijin în Domnul lor. Și acum haideți să trecem, să ne aplicăm asupra cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră vă place să alergați? Cui îi place să alerge? Mânuța sus. Dumneavoastră sunteți sportivi cu toții? Oh, interesant. Bun, cât de repede alergați și în special cât de mult alergați? 40 de kilometri. Maraton. Nu cred eu că faci maraton în fiecare zi. N-ai cum. Asta ar însemna să te duci la Târgu Mureș de la centru, pe jos, așa în pas alergător și să te și întorci ca să faci 42 de kilometri. Știți ce cred eu? Cei care ați ridicat mâna că vă place să alergați, cred din toată inima că alergați, că faceți mișcare. Dar am totuși o îndoială, o rezervă mai degrabă. Că vă și place. De obicei noi facem lucrurile acestea care necesită efort, cheltuire de energie, pentru că știm că e bine, că e sănătos, dar nu că ne place. Vreau să vă spun, chiar
sportivii de performanță care se antrenează pe icuri grâuri de transpirație, de apă. Fac lucrul acesta pentru un premiu, pentru o cunună care se stejește. Dar nu o fac din plăcere. O fac ca să-și atingă ținta. În dimineața aceasta vă propun să discutăm despre o alergare specială. Când credincioșii îi aleargă pe necredincioși să-i prindă. Obișnuiți să faceți și astfel de alergări? Da sau nu? Veneam către dumneavoastră, am ieșit din oraș, dintre blocuri de acolo, de unde locuiește nepoțelul meu, și când am ajuns în zona caselor, înspre Voiniceni, atât soția mea, cât și nora, mama lui, am început să-i arăt, uite acolo casă, se construiește o casă, uite ce casă mare acolo. Și apoi n-a trebuit să-i mai spună, că el se uita în dreapta și în stânga și spunea, casă? Casă mani, adică mare. Dar numai copiii spun asta. Și noi oamenii ne uităm câteodată și vedem în dreapta și în stânga casă și spun, bă, ce casă mare! Cu ce și-o fi construit ăsta de tamai casă, măi! Wow! Și eu abia am și eu două cămăruțe, dacă le am! Și deși nu spun, în inima mea e așa o tulburare, o părere de rău, o dorință neexprimată. Dacă aș fi putut și eu. Și mușchii se încordează, mintea caută febril, ce soluție, ce cale să aleg, ca să pot și eu să alergar. Vreau să vă spun că pentru creștini există două feluri de alergare. Toți alergăm, că suntem tineri sau că suntem mai puțin tineri. Apostolul Pavel în Filipeni, la capitolul 3, pagina 1153, Filipeni capitolul 3, de la versetul 12 spune așa. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Alergare creștină. O alergare pozitivă. O alergare care are sens. O alergare recomandată. Alerg spre țintă. Din nefericire există tot în mijlocul creștinilor și o alergare nerecomandată, pe care am anunțat-o deja. Alergarea ca să-i prindem pe necredincioși. Vreau să citesc în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră un episod care vorbește despre genul acesta de alergare. În a doua carte a împăraților, la pagina 394, Doi împărați, capitolul 5, versetele 21 și 22. Și Gehazi a alergat
după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis: este bine totul? El a răspuns: totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun: iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dă-mi pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Cine era Gehazi? Slujitorul lui Elisei. Și cine era Elisei? Prorocul, adică omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu. Iar Gehazi slujea împreună cu Elisei, și el slujitorul lui Dumnezeu. Și el, la fel ca Elisei, un credincios care încerca să slujească pe Dumnezeu și să slujească pe semenii lui. Într-o zi s-a întâmplat un lucru interesant. La poarta lui Elisei a apărut o suită regească. Cineva a transmis că este comandantul oștirii sirienilor, Naaman, care are nevoie de ajutorul omului lui Dumnezeu și că vrea să se vadă cu omul lui Dumnezeu. Dar Elisei, în loc să iasă la Naaman sirianul, spune cuvântul, a trimis un sol cu următorul mesaj: du-te și scaldă-te în apele Iordanului de 7 ori și vei fi curățit de lepra ta, căci Naaman era lepros. De obicei reținem în dreptul lui Naaman aspectul acesta destul de neplăcut. Naaman era lepros. E o realitate. Ar trebui să reținem în dreptul lui Naaman și alte aspecte. Și anume, în versetul 1 din capitolul 5, Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, este prezentat în termenii următori. Naaman avea trecere înaintea stăpânului său, adică era apreciat, era respectat, era binevăzut de împărat, era primit, ascultat, consultat de împărat. Nu era fitecine. Și omul acesta, spune Scriptura, pe nume Naaman, era un om viteaz și tare. Și prin el izbăvise Domnul pe Sirie. Ați înțeles? Naaman avea foarte multe calități. Nu degeaba îl respecta însuși împăratul. Era tare, era viteaz, era ales de Dumnezeu ca Dumnezeu să facă o lucrare specială pentru sirieni prin el. Mai e ceva de spus în dreptul lui. Știți că el avea o roabă pe care probabil o făcuse cadou soției lui, o fetiță dintre copiii lui Israel. Și într-o zi fetița, probabil auzind discuțiile din casă, temerile lor, dorința după vindecare, fetița a îndrăznit și a spus doamnei: dacă stăpânul meu s-ar duce în țara mea, acolo unde e omul lui Dumnezeu, și-ar recăpăta sănătatea. Imaginați-vă dumneavoastră, oameni adulți, maturi, plecând urechea la un copilaș care spune: hei, nenea, ai probleme de sănătate?
du-te în cutare loc și acolo e cineva care te poate ajuta. Spuneți-mi dacă ați luat în serios spusele unui copil sau nu. Hai să fim cinstiți cu noi înșine. Când e vorba de un copil, spunem, bine mă copile, tu vezi-ți de ale tale, pentru că astea sunt lucruri serioase. Eventual stau de vorbă cu doctorul Gheorghiță, vedem ce îmi spune el. Sau întreb pe cineva de la centru, ei toți lucrează cu pacienți, dar tu vezi-ți de jucăriile tale. Știți ce apreciez la Naaman Sirianul? Omul acesta care era comandantul oștirii Siriei. Ascultă cu atenție și vreau să fac o subliniere. Majoritatea oamenilor sunt dispuși să vorbească, dar nu sunt dispuși să asculte. Chiar atunci când stăm de vorbă cu cineva și aparent îl ascultăm, noi nu înțelegem ce spune persoana respectivă, ci înțelegem ce e în mintea noastră, ce credem noi că spune persoana respectivă. Acesta e un lucru păgubos pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Pentru că nu ascultăm pe cel care vrea să transmită un mesaj. Ei bine, Naaman, ascultă ce spune această fetiță. Și el reține un lucru, că în țara lui Israel există un om al lui Dumnezeu, despre care fetița spune că a făcut minuni și că poate să-i redea sănătatea. Nu numai că reține pentru el gândul acesta, dar într-o zi se duce la însuși împăratul și spune tot ce a auzit din gura acestei fetițe. Și împăratul îl încurajează să se ducă în țara lui Israel. Și auziți ce spune cuvântul în versetul 5, ultima parte citesc, prima parte spune că împăratul i-a spus să se ducă în Samaria. A plecat, spune cuvântul, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Ce să facă cu ele? Să plătească la doctor, nu? Nu? Așa este. Probabil fratele Gheorghiță nu se simte confortabil, pentru că toți oamenii știu că atunci când te duci la doctor, dar nu la doctorii adventiști, la doctor în general. Se zicea pe timpul când eram eu tânăr, când intri la doctor în cabinet, să deschizi ușa cu capul, adică mâinile sunt foarte ocupate, nu poți să deschizi ușa. Da. Ei, se pare că și în timpul lui Naaman exista o asemenea mentalitate. Știți dumneavoastră, convertiți talanții și siclii aceștia în unități de măsură contemporane, cam ce înseamnă? 10 talanți de argint. Știți ce înseamnă asta? 360 de kilograme de argint. 360 de kilograme. 6.000 de sicli de aur. Înseamnă 72 de kilograme de aur. Și 10 haine de schimb. Mai multe averi întregi. Fratele spune o avere întreagă. Mai multe averi întregi. Eu nu cred că milionarii din zilele noastre chiar ating aceste cifre. 360 de kilograme de argint, 72 de kilograme de aur. Nu cred. Da? Cu aceste daruri pleacă Naaman către țara lui Israel, cu gând să găsească vindecare. Și se duce la împăratul lui Israel. Și împăratul lui Israel, când aude cererea, începe să se lamenteze, își sfâșie hainele
Și zice, vai de mine, dar ce sunt eu? Eu sunt Dumnezeu să omor și să înviez. Cine sunt eu să-i dau sănătate? Să vindec pe omul acesta de lepră? Nu, nu asta vrea el. Nu pentru vindecare a venit la mine. El caută un motiv de ceartă cu mine. Așa că se simte strâmtorat, e într-o mare dilemă, numai că în perioada aceasta primește un mesaj de la Elisei care îi spune: auzi, împărate, nu mai plânge atât, trimite-l la mine. Rețineți, Elisei îi cere împăratului să-l trimită la el. Și va ști și Naaman că există, ce există? Ce anume? Haideți să citim, să vedem exact ce spune. Când a auzit, versetul 8, când a auzit Elisei omul lui Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spune împăratului: pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este... Aha! E altceva, parcă. Cum vi se pare? Că există un proroc în Israel. Vă place vorbirea lui Elisei? Da sau nu? Da sau nu? Vă place pentru că știți că era omul lui Dumnezeu. Vă place pentru că știți că Dumnezeu a apreciat lucrarea lui. Vă place pentru că el a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi ca un om dedicat slujirii lui Dumnezeu. Dar dacă cuvintele acestea ar fi fost rostite de fratele Sorin Capră, i-ați fi sărit cu toți în cap. Și ați fi zis: dar cine se crede Sorin ăsta? Auzi, să știe lumea că e un adventist în Herghelia. Asta e aroganță! Haideți să fim cinstiți cu noi înșine. N-am fi judecat în felul acesta. Și probabil pe bună dreptate. Când Elisei însă spune: va ști că este un proroc în Israel, vă rog să rețineți, el știa care este statutul lui. Știți ce era un proroc? Odată Domnul Iisus a rostit un cuvânt plin de mâhnire. Și a zis așa: Ierusalime, Ierusalime, care cinstești pe proroci. Nu zice cinstești? Nu. Cuvântul proroc nu însemna nici măcar primar într-un sat, căruia să-i se dea o cinste de primar. Cuvântul proroc însemna un slujitor al lui Dumnezeu care de cele mai multe ori era tratat cu asprime, cu violență chiar, de către cei din jurul lui. Așa că atunci când Elisei spune: va ști că este un proroc, nu vrea să spună că există un om cu vază, nu! Că există un om care face numai ce-i spune Dumnezeu. Un om prin care lucrează Dumnezeu și contemporanii lui, inclusiv Naaman, știa lucrul acesta. Vă rog să observați momentul în care Naaman sosește la poarta lui Elisei. După ce i-a trimis vorbă împăratului: trimite-l la mine, Elisei nu iese afară să stea de vorbă cu Naaman. Și îi spune printr-un sol ce are de făcut. Eu vă întreb pe dumneavoastră în dimineața asta: știți de ce n-a ieșit Elisei afară la Naaman? E un gând important. Dar nu scrie în Scriptura asta. Nu scrie. Știe cineva exact de ce n-a ieșit Elisei la Naaman? Ați vrea să știți? Da?
Da sau nu? Și eu aș vrea să știu. Și eu cred că într-o zi vom ști. Ne va spune Domnul în împărăția cerurilor. Cert este că Duhul Domnului nu-l lasă să iasă la Naaman. Pentru că Naaman trebuia să primească o lecție spirituală. Cuvântul trebuia să fie mai presus de om. A avut dreptate fratele Anițaș când a spus ce a spus. Cuvântul trebuia să fie mai presus de unealtă. Numai că atunci când Naaman a primit mesajul, spune cuvântul Domnului că Naaman s-a mâniat și a plecat zicând. S-a mâniat. Pe cine s-a mâniat? Pe cine? Pe Elisei. Sigur că da. Pe proroc. Pe omul lui Dumnezeu. Pe slujitorul lui Dumnezeu. Dumneavoastră v-ați mâniat vreodată pe slujitorii lui Dumnezeu? Chiar dacă ei se numesc diaconi, sau prezbiteri, sau pastori, v-ați mâniat vreodată pe ei? V-ați mâniat tare? Cât de tare v-ați mâniat pe ei? Avea dreptul Naaman să se mânie pe omul lui Dumnezeu? De ce s-o fi mâniat? Că nu i-a făcut nimic omului Dumnezeu. Nu i-a zis nimic rău. I-a spus doar să se ducă și să se scalde de 7 ori în Iordan. Auziți de ce s-a mâniat Naaman? Spune Scriptura. El a plecat mâniat zicând, atenție la ce zicea el în mintea lui, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși înaintea mea, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca rana. Adică mintea lui Naaman își făcuse un scenariu. Nu-i spusese Elisei că va face așa. Nu. El în mintea lui. El credea că așa trebuie să procedeze un om al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că n-a procedat așa și n-a procedat așa pentru că Duhul nu i-a spus să facă cum credea Naaman, ci i-a spus să rămână în casă. Naaman s-a mâniat. Și nu numai că s-a mâniat, ci a început să spună lucruri grele. Eu credeam și noi credem multe și nu tot ce credem noi este adevăr și ne mâniem și spunem lucruri grele. Da? Numai că spune Scriptura că slujitorii lui, știți ce erau slujitorii care îl înconjurau pe Naaman? Erau militari. El era comandant. Știți cum se poartă militarii cu comandantul? Ați făcut armată, frate Sorin? Da? Vă mai aduceți aminte de primele săptămâni când ați fost îmbrăcat în haine militare? Când cu mâinile în buzunar stăteați de vorbă cu capitanul și spunea poftiți? Și el zicea poftește acasă, mă, la mumă ta, aici ești în armată, nu mai poftești. Aici se spune ordonați? Adică se vorbește într-un anumit fel. Și oamenii aceștia erau militari, dar se pare că relația cu comandantul lor era o relație foarte specială. Pentru că auziți cum se adresează ei comandantului.
Versetul 13, slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: Domnule comandant, măria ta, excelență, no. Cum a zis? Părinte. Cum adică părinte? Cât ți-a spus la mormântarea fratelui Lazar, mâna sus. Am fost și eu și am ascultat cu atenție pe cei ce au vorbit. Mi-a rămas în minte ce a spus reprezentantul muncitorilor. A spus așa: a venit la mine un muncitor plângând și a zis, a murit patronul Lazar. Nu, n-a zis așa, dar cum a zis? A murit tata Lazar. Și tata Lazar era patronul. A murit tata Lazar. Cine ne mai ascultă pe noi? Cine ne mai rezolvă nouă probleme? Auziți? O relație specială, chiar dacă era patronul. Această relație o găsesc în cazul comandantului cu ostașilui. Părinte, te rugăm frumos, hai încearcă. Și știți de ce l-au rugat? Pentru că ei erau chiar interesați ca acest comandant al lor să se facă sănătos. Și au vorbit așa de frumos și la inimă, că el a zis, bine măi băieți, fac cum spuneți. Și s-a scăldat în apa Iordanului de 7 ori. Și deodată minune. Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Se uită la carnea lui, carnea curată, fragedă, proaspătă, ca unui copilaș. Și dintr-o dată toate simțămintele lui, dintr-o dată atitudinea lui se schimbă. Nu mai e mânios. Nu mai spune, dacă și ăla e slujitorul, dacă și ăla e omul lui Dumnezeu, dacă și ăla mai e prorul. Nu mai spune așa. Ci spune Scriptura că a întors carul și cu toată suita s-a dus înapoi la poarta lui Elisei. Și de data aceasta, și vă mărturisesc, nu știu nici aceasta de ce, Elisei a ieșit afară și a stat de vorbă cu el. Probabil că trebuia să-i sublinieze câteva adevăruri pe care el trebuia să le țină minte. Și într-o asemenea circunstanță, Naaman vrea să-și arate recunoștința și scoate de jos de pe catâri de sagele cu cele 340 de kilograme de argint, 72 de kilograme de aur și 10 haine de schimb. Și Gehazi vede, face ochii mari, inima îi bate și zice, yes! Până atunci o dusese cum o dusese. Pentru că vreau să știți un lucru. În ciuda faptului că vocile spun, he, pastorii duc bine, eu nu vreau să vă spun cât de bine o duc pastorii. Nici nu vreau să mă lamentez în fața dumneavoastră. N-am niciun interes. Nu sunt angajatul dumneavoastră, nici măcar al conferinții. Sunt al lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că omul lui Dumnezeu, Elisei, o ducea de azi pe mâine. N-avea nimic. Odată o femeie, o doamnă, i-a propus soțului ei, hai să facem pentru omul lui Dumnezeu o cameră, să aibă și el unde să se odihnească. Că dacă ar fi avut o casă a lui, nu mai era nevoie să-i facă. Dar a făcut. Și Gehazi, sătul de viața asta de privațiuni, dintr-o dată se simte împlinit. Când a văzut bogăția. Dar tot entuziasmul lui scade când îl aude pe Elisei vorbind. Nu, nu primesc. Și Naaman insistă, pentru tine am adus, te rog frumos, dacă ai respect pentru mine, ia ceea ce ți-am adus. Și el spune, hotărât? Nu iau nimic, hotărât. Și Gehazi se simte zdrobit în sufletul lui și au zis cuvintele pe care le folosește în mintea lui. Versetul 20, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu,
a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela, Naaman. Pe cine? Pe cine? Pe ăla. Pe sirianul. Pe păgânul ăla. Era timpul acum să-l... Da? Să-l toace, cum zice fratele meu. Când am intrat în adunare, m-am uitat de o persoană anume aici și nu o văd. Nu vă trag la răspundere pentru acea persoană. Cine? Aveți vreun sirian aici? Nu. M-am uitat după o doamnă, Ildi. Nu o văd. Nu știu dacă mai vine, nu mai vine, nici nu trebuie să-mi spuneți. Dar vreau să spun că atunci când vine cineva din afară, suntem atât de bucuroși că vine cineva să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă își mai arată și interesul pentru adevăr și dacă spune, abia aștept să intru și eu în apa legământului. Suntem în stare să-i ducem pe brațe. Și e normal așa. Dar frații mei, vă rog să vă uitați la Gehazi. El nu vede în Naaman un om interesat de Dumnezeul lui Israel. El nu vede un candidat la împărăția lui Dumnezeu, la mântuire. El vede pe sirianul ăla, care are, de unde o avea, mă, hoțul ăsta atât. Asta vede el. Și zice, eu nu l-aș curță. Și își face un plan, un scenariu în mintea lui și când Elisei probabil intră în casă, el aleargă după sirian ca să-l prindă și-l prinde. Și când Naaman îl vede de la distanță alergând, spune Scriptura, s-a dat jos din car, i-a ieșit înainte și a pus o singură întrebare. Pare simplă, dar e profundă. Poftim? Este totul bine? Dacă eu v-aș întreba astăzi, cum sunteți? Sunteți bine? Știu răspunsul, nu trebuie să mintu. Da, frate, suntem bine. Dar dacă ar trebui să răspundeți sincer, este chiar totul bine? Avem multe lucruri care sunt bune în viața noastră. E bine. Suntem sănătoși, suntem în viață, avem pâine și pentru ziua de azi, mâine vedem noi ce facem, suntem la adunare. Da? E bine. Dar este chiar totul bine? Și Gehazi răspunde fără să clipească. Da? Totul e bine. Și apoi începe să-i spun o poveste. Stăpânul meu m-a trimis. Uite, s-a întâmplat. Au venit doi tineri din muntele lui Efraim. Doi fii ai prorocilor. Tare mai sunt săraci. N-avem ce le da. N-ai vrea? Un siclu de argint. O pereche de... O haină de schimb. Și el spune Naaman, numai atât, fii bun, ia dublu din cât ai cerut. Și inima lui Gehazi bate cu putere. Îi dă și oameni ca să-i ducă darurile. Și după ce le pune la adăpost, se duce înaintea lui Elisei. Și Elisei îl privește până în fundul sufletului lui. Și îl întreabă, unde ai fost Gehazi? Vă rog să observați, când un om spune o minciună ca să capete ceva, ca să-i ajungă pe necredincios și de pe urmă, trebuie să-și susțină minciuna până la capăt, adică și acoperă un păcat cu alt păcat. Și îl minte și pe Elisei și spune, n-am fost nicăieri, n-am plecat niciunde. Și Elisei spune, auzi, n-a fost Duhul meu cu tine? Vă rog să rețineți lucrul acesta. Putem să-i mințim pe oameni, putem să le spunem tot ce vrem noi,
Putem să interpretăm lucrurile după cum credem noi că ne sunt favorabile nouă. Un singur lucru nu putem să-l facem. Să ne ascundem de Duhul care îl însoțea pe Elisei și care era Duhul care l-a însoțit și pe Ilie și care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu putem să ne ascundem de Duhul lui Dumnezeu. El știe totul și într-o bună zi va trebui să stăm față în față cu ce am spus, cu ce am gândit, cu ce am făcut. Și Elisei îi spune, Gehazi, este timpul acum să alergăm noi după aur, după argint, după boi, oi, măsline și așa mai departe. E timpul acum de așa ceva? Dar pentru ce e timpul? Dacă în timpul lui Elisei și al lui Gehazi nu era timpul pentru asta, oare acum este timpul pentru asta? Cuvântul Domnului spune că în momentul acela lepra care stăruise asupra trupului lui Naaman s-a abătut asupra trupului lui Gehazi și el a fost lepros până în ziua morții sale. Ajută-ne, Doamne, să alergăm alergarea cea bună spre ținta pe care ne-ai pus-o Tu. Să nu alergăm să-i prindem pe necredincioși de pe urmă. Să nu alergăm să le luăm bogăția și lepra. Ci ajută-ne să ajungem ca și Apostolul Pavel în ziua în care depunem armele, să spunem, citiți în 2 Timotei capitolul 4, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit o alergare bună spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Amin.
pe 23. Amin. Cu această rugăciune, serviciul divin din această înainte masă a luat sfârșit.
Mulțumim Domnului pentru că am putut să stăm în jurul cuvântului Său. Programul, după cum știm, după masă este la ora 17, că la ora 5. Sunteți așteptați cu toții. Avem și după masă un musafir în mijlocul nostru care ne va vorbi. Domnul să fie cu noi toți. Amin.